Limbajul graficii este un limbaj străvechi care ne este transmis din epoca de piatră, din grotă. De aceea este un limbaj internațional înțeles de toți oamenii lumii. Acest limbaj aduce o informație, inclusiv și cea vizuală, privind o anumită situație. Pictorul este întotdeauna pionier și el primul urmează să întindă mâna pentru a crea o relație de prietenie. În aceasta și constă rolul pictorului. Eu cred că eurointegrarea prin artă nu doar că este posibil, dar ea este de mult înfăptuită. Pur și simplu noi trebuie să ne aducem aminte și să conștientizăm faptul ăsta. Aici, în aceste patru zile, am încercat să comunicăm, să găsim un dialog și un schimb de experiență să facem. Și asta tot este o eurointegrare, dar pe un plan adică puțin mai mai individual, să zicem, mai eurointegrare regională. Adică țările acestea sud-est europene se integreze într-un anumit spațiu și apoi ar fi mai ușor să ne integrăm în Europa Mare. Când am sosit aici, abia atunci am înțeles mai bine ideea lui Ghenadie Sontu, care a organizat acest campus. Cred că e o idee bună. Toate au un început. Dacă nu ar fi făcut-o acum, peste o jumătate de an sau peste un an, ar fi cu neputință. Doar peste jumătate de an, lumea ar fi alta. Trebuie de făcut azi ceea ce e de făcut azi. Dacă este posibil de a nu realiza, mai bine o vei face mâine. Am văzut pe una din pânzele noastre o bătrânică. Nu are o față concretă. Când am văzut această ușă întredeschisă și bătrânele care șed tradițional în pragul casei, acestea sunt o expresie a tradițiilor acestui popor. Ar fi putut ședea și în casă, asculta radioul, dar ea a ieșit afară. Văd în toate acestea o mare tristețe. Lucrarea e proaspătă, doar ieri am pictat-o, poate peste o lună aș putea răspunde mai explicit. Dar eu am simțit aici o profundă tristețe omenească, nu acea tristețe care era în perioada brejnevistă, adică disperarea, dar o tristețe omenească.
Jean Monnet, unul dintre întemeitorii concepției de Europa, spunea la sfârșitul vieții că dacă ar fi să începe astăzi de la început să creezi Europa, aș fi început-o prin cultură. Și aici mie nu rămâne decât să spun că din generație în generație nu sunt limite a transmiterii sau a reconceptualizării Europei. Și vârsta în cazul de față nu contează. Contează acest dialog intercultural care se poate realiza într-o comuniune diversă prin, prin naționalitate, prin diversitate religioasă sau prin diversitate politică sau geografică. Aici, într-un asemenea proiect, se șterg toate barierele și oamenii realizează că ei sunt în inima Europei și că ei sunt esența și motorul acestei concepții. Acum rămâne fiecare în parte de misiunea pe care o are și de viziunea pe care o are să realizeze această chemare și această identitate. Și consider că grație integrității doar poate fi ajuns, poate fi îndeplinită sau realizată o asemenea concepție cum este Europa, deoarece ea riscă să devină utopică atunci când oamenii nu au scopuri clare, nu au viziune clară și nu au identitate clară. Această tabără a fost o mare sărbătoare pentru mine personal, deoarece am venit într-o mică vacanță de la New York și am avut această frumoasă ocazie de a-mi revedea colegii dragi și de a cunoaște persoane noi, pictori foarte interesanți din 5 țări prietene ale noastre și a fost un timp în care m-am simțit foarte bine, dar am și lucrat, am și pictat. Cândva academicianul Ștefan Ciobanu spunea că Europa se termină la Nistru, pentru că toate cetățile noastre sunt pe malul Nistrului și ne apără dinspre est. Pe de altă parte, doi basarabeni s-au găsit care
au scris lucrări aproape că îngemănate, Statele Unite ale Europei. Ideea de Uniune Europeană a apărut aici mult mai devreme decât astăzi se vorbește și decât să se crede. Acești tineri vin peste ani, pentru că un Ștefan Leonard a scris acest lucru la 1856, un Dimitrie Bogos a scris lucrarea lui la 1914, iar acești tineri vin ca un arc peste timp și aduc ideea unității europene prin artă. Nu este un gest istoric, nu este un gest politic, este un gest cultural, dar el în sine comportă ideea principală. Integrarea europeană se face în primul rând prin cultură. Integrarea europeană se face prin schimbarea conștiinței și această expoziție este un argument extraordinar că conștiința schimbată deja este europeană. Acești tineri sunt europeni. Ceea ce este foarte important este faptul că arta nu vrea să cedeze terenul în fața cotidianului. Cotidianul este dur, dar uitați-vă în lucrările acestea, este foarte mult poezie, este foarte mult lirism, deci oamenii au nevoie de sentiment. Și acest sentiment se citește în lucrările acestor autori care sunt absolut diferiți, care au venit aici în Moldova pentru o săptămână. Înseamnă că atâta timp cât trăiești sentimentul, omul trăiește. Iar trăind omul, există un viitor, există o speranță. Și de ce eu cred că această expoziție, eu aș numi o expoziție a speranței, nu numai a speranței europene. Este o expoziție umanistă în esența ei. Este un mare succes al Chișinăului, a acestor băieți care au organizat această expoziție. Mă refer la Ghenadie Sontu, la Andrei Gamarti. Și cred că dacă vom avea o asemenea atitudine serioasă față de artă, față de cultură în general, evident că integrarea europeană va fi foarte mult apropiată și chiar va fi un eveniment care se produce sub ochii noștri. Asociația ARS DOR a venit cu un proiect excepțional, foarte bine închegat, foarte clar, concis și ne bucură deosebit de mult că am acceptat acest parteneriat. Și suntem astăzi prezenți toți la această minunată expoziție care vine să încununeze, să demonstreze odată în plus că dialogul este cel mai bun mijloc de a soluționa probleme. Iar dialogul cultural este practic un ideal al integrării europene.